Bună tuturor, bine ați venit pe canalul nostru! În acest videoclip voi menționa 10 probleme comune pe care vehiculele BMW E36 seria 3 din 1990 până în 1999 sunt predispuse să le întâmpine. Numărul 1 Garnitura capacului supapei este predispusă să dezvolte scurgeri de ulei la motoarele care au mai mult de 150.000 de kilometri și trebuie înlocuite. Numărul 2 Supapa de încălzire a multor dintre aceste vehicule este predispusă să funcționeze defectuos în timp, ceea ce face ca încălzitorul să nu emită aer cald. Această imagine arată părțile de cauciuc din interiorul supapei devin casante și se despart. Numărul 3. Bucșele brațului de control inferior sunt predispuse la uzură rapidă care cauzează probleme de aliniere și uzură neuniformă a anvelopelor și trebuie înlocuite. Numărul 4. Pompa de apă a unora dintre aceste vehicule este predispusă să dezvolte scurgeri de lichid de răcire înainte de 150.000 de kilometri. Iar uneori pierderea lichidului de răcire face ca motorul să se supraîncălzească, provocând deteriorarea garniturii chiulasei, rezultând o deformare a chiulasei. Numărul 5. Compresorul de aer condiționat din unele dintre aceste vehicule este predispus să sufere defecțiuni premature ceea ce face ca sistemul de aer condiționat să nu emită aer rece. Evacuarea sistemului de aer condiționat, înlocuirea compresorului de aer condiționat deteriorat și a componentelor aferente în noi și reîncărcarea sistemului rezolvă problema. Numărul 6. Transmisia automată la unele dintre aceste vehicule cu peste 150.000 de kilometri este predispusă să alunece. Pe măsură ce această problemă se agravează în timp, rezultatul final este defectarea completă a transmisiei. Numărul 7. Motoarele geamurilor din unele dintre aceste vehicule sunt predispuse să funcționeze defectuos în timp, ceea ce face ca geamul afectat să nu se rotească în sus sau în jos și trebuie înlocuit. Numărul 8. Articulația flexibilă a arborelui de transmisie, cunoscută și sub denumirea de îmbinare a discului flexibil, tinde să se rupă și să se dezintegreze în timp, provocând zgomote de zgomot ale arborelui de transmisie la introducerea vehiculului în treaptă de viteză și vibrații ale arborelui de transmisie care pot fi resimțite în interior când vehiculul este în mișcare. Înlocuirea discului flexibil din cauciuc deteriorat cu o înlocuire de înaltă calitate din aluminiu cu bucșe din poliuretan, precum cea afișată pe ecran realizat de firma RevShift rezolva problema permanent. Numărul 9. Rulmenții roților de la unele dintre aceste vehicule sunt predispuși să devină zgomotoși și să dezvolte joc între 150.000 și 200.000 de kilometri și trebuie înlocuiți. Numărul 10. Cizmele CV sunt preredispuse să se rupă în timp, provocând pătrunderea apei și murdăriei și deteriorarea articulației CV. Acestea sunt 10 probleme comune pe care vehiculele BMW E36 seria 3 sunt predispuse să le întâmpine.